Liceu Casamanca 3, vreau să vă asigur dacă Simona este în sală. Pentru că vreau să vă spun doar două lucruri legate de această carte. Cum s-a născut ea, de fapt? În urmă cu... Vă aplaudați după ce vă spun povestea. În urmă cu 6 sau 7 ani, Simona lucra la o universitate din Spania, Cardinal Ferrera, la Departamentul de Relații Internaționale. Și m-a întrebat dacă nu aș dori, dacă nu am dorit noi facultatea noastră să stabilim o relație cu facultatea ei. Și am spus, bineînțeles, noi căutam relații și ne-a invitat la universitate. Am fost acolo, ne-am simțit foarte bine. Apoi l-am invitat pe șeful relațiilor internaționale de la această universitate, la Cluj. A fost la Cluj, la universitate, mi-amintesc că l-am dus la Facultatea de Drept, a fost și la noi acasă, am făcut un interviu în Făclia, domnule Vida, poate vă amintiți. După aceea, la acea universitate, noi am stabilit un contract și au venit doi profesori, Miguel Catalan și Luis Veres, la noi la facultate, la mai multe simpozioane. Deci s-a stabilit o relație foarte puternică între cele două facultăți. Și la un moment dat, Luis Veres, unul din profesori, a spus, mi-a spus și mie și altor colegi că are un prieten foarte bun în Chile, la Universitatea din Temuco, unde el a predat ore, i s-a tipărit o carte și e o universitate foarte interesantă. Și colegii mei care se ocupă de Erasmus au stabilit o legătură cu acea universitate. Absolut nimic n-a fost regizat astăzi, dar vedeți cum se întâmplă în viață ca Simona, care a stat la baza acestui proiect, este prezent aici și vreau să-i mulțumesc pentru... Ea este la baza acestei cărți. După cum am spus în comunicatul pentru presă, am avut o mobilitate Erasmus, care a fost de 3 zile, stimați prieteni și colegi, nu de 6 luni, cum s-a scris în presă. 3 zile, atât am stat, atât ne-a acoperit mobilitatea și parțial avionul. Am un prieten în sală, Mihnea Stoica, dacă ești aici, Mihnea, poate să confirme că ceea ce spune este adevărat. Deci, așa s-a născut această carte. Și de ce am scris-o? Pentru că nimeni nu ne-a trasat nicio sarcină, pentru că eu totdeauna am vrut să demonstrez că o instituție nu trebuie să fie, cum se întâmplă de regulă, o vacă de mulți. Adică dacă instituția mi-a oferit ceva, vreau să-i ofer și eu ceva în schimb. Mi-am făcut datoria pentru care m-am dus și în plus am scris o carte sau un articol sau un studiu despre vizita respectivă. A doua întâmplare foarte amuzantă pe care vreau să vă spun, se leagă de această fotografie unică care este publicată în carte după 46 de ani. Cum s-a întâmplat? Când m-am documentat pentru... Salvador Allende, am citit mai multe articolele doamnei Anca Voican, care a fost pomenită deja, care i-a luat ultimul interviu lui Salvador Allende. Și în articol spune, după interviu m-a invitat lângă drapelul chilian să facem o fotografie. Opa, am zis, înseamnă că iese undeva o fotografie. Frate Ilie, caut acum acu în caro cu fân. Și exact așa s-a întâmplat. Am căutat acu în caro cu fân și uitați că l-am găsit. Pentru că nu știam de doamna Anca Voican, dar am găsit un articol scris de Stelian Țurlea. Odată am căutat pe doamna Anca Voican cu telefon, cu idei, n-am găsit-o. Am găsit un autor, Stelian Țurlea, care o lăuda pe Anca Voican. Caută-l acum pe Stelian Țurlea. Întâmplarea face că el a publicat o carte la editora unui prieten din București. I-am cerut lui mail-ul și telefonul. Domnul Țurlea, foarte prompt, a doua zi mi l-a și trimis. Am contactat-o pe Anca Voican, pe doamna Anca Voican și aici chiar am avut noroc. Deci aici a fost norocul nostru, pentru că doamna Anca Voican putea să spună, domnule, am pierdut poza, n-am chem, n-am timp, nu știu ce. A fost foarte receptivă și mi-a acordat această poză, a cărei fotografie o găsiți în carte. Pentru că am spus în carte, după lovitura de stat, singurul stat care nu a întrerupt relațiile cu Chile a fost România. Dar, fiind o țară comunistă, toți diplomații români erau urmăriți, tracasați. E un fapt inedit să vă spun că ambasador al României în 73 în Chile era Vasile Dumitrescu, cel care l-a racolat pe Nicolae Ceaușescu în partid. L-a găsit într-un atelier de cizmărie,
Și a spus, vă băiete, vino, că noi suntem de stânga și așa mai departe. Și ca o recompensă, Ceaușescu l-a trimis ambasador în Chile. Deci, după lovitura de stat, foarte greu au putut scoate filmul de la ambasadă, până la urmă s-a scurs, a făcut această poză și doamna Anca Voican, foarte generoasă, mi-a dat-o. Ce vreau să vă mai spun încă ceva? Fotografiile. Cartea are peste 100 de fotografii. A fost o mare discuție între noi, ce fotografii să publicăm, pentru că aveam mii de fotografii, ce am încercat să evităm, să nu apărem noi în fiecare fotografie. Pentru că este o tendință foarte păguboasă și pe Facebook o văd, te duci, vezi un monument, tu apari în fața monumentului. De fapt, eu vreau să văd monumentul, nu persoana care a făcut poza. Și vreau să vă spun, ca să vedeți cât de plină de răutăți este lumea, că într-o revistă, în care apăreau foarte multe articole, foarte multe poze și cei care făceau poze erau în fața monumentului. Aș spus soției, pentru că domnul nu avea mail, doamnă, vă rog să-i spuneți domnului, când publică articole cu poze, să nu mai apară și dânsul în poză, pentru că eu vreau să văd fotografia. Și ce mi-a zis? Domnule, stimate domn, deci nu domnule, stimate domn, înțeleg obiecția dumneavoastră, dar dacă nu vă plac pozele, vă rog să citiți o carte de benzi desenate sau așa ceva mi-a recomandat. Deci vedeți cât de mare este orgoliu. Sunt doar 3 fotografii cu noi pentru că am vrut să demonstrăm că chiar am fost acolo. Dar în rest, fotografiile sunt fără prezența noastră. Un alt detaliu pe care vreau să vi-l spun, sigur că facem tot felul de comparații, cum spunea domnul Horea Bădescu. Am fost recent în Malta cu Doina, dar nu vă temeți că nu scriem o carte despre Malta, ca să vă invităm. Și am fost foarte șocați acolo că există o civilizație de 7.000 de ani. Urme de 7.000 de ani. De ce? Pentru că este civilizația pietrei. Tot ce s-a făcut acolo s-a făcut din piatră. La noi lemnul se erodează, ia foc și așa mai se distruge, ia foc și așa mai departe. Sau alte comparație. Chile are 18 milioane de locuitori ca și România. Uitați-vă câți membri are Parlamentul Chilean. 158. Parlamentul României, 469. Deci Parlamentul Chilean are o treime numărul membrilor din Parlamentul. Sigur că e plin de reflexii chestiunea aceasta. După aceea, am vrut să oferim un exemplu în carte. Aproape toată cartea a fost publicată în diverse reviste. România Literară, Apostrof, Tribuna, Orașul, Astra Clujană, Mircea, îți amintești? Orașul, domnul Vito. Și după fiecare articol, cele mai multe au apărut în revista Flacăra lui Păunescu, după cele mai multe articole, noi am menționat și sursa. Stimați colegi, este obligatoriu să faci treaba asta. Mulți colegi spun, nu menționez sursa ca să spun cititorilor că oferi o carte inedită. Nu este adevărat. E o chestie de minimă rigoare de istoric literar să faci acest lucru. Așa, ce mai vreau să vă spun încă, să nu credeți că aceste interviuri s-au realizat foarte ușor, de care vorbea și domnul Cupleșan. Interviul cu Petru Popescu s-a făcut, a fost posibil pentru că eu cu Doina avem următorul principiu. Când faci ceva, să nu faci neapărat cu un scop anume. Deci dacă l-am invitat pe cineva la masă, nu aștept ca și el să mă invite la masă. Dacă am scris o recenzie despre cineva, nu vreau ca și el să scrie. Deci nu avem, facem gestul ca atare. Și Petru Popescu, când ne-a apărut romanul Supleantul, a fost în Cluj, a lăsat cartea la noi la facultate și la școală la Doina. Și am rămas în relații foarte bune. Și probabil datorită a ceea ce a făcut noi atunci pentru el, ne-a acordat acest interviu. A fost foarte, foarte greu de realizat interviu cu Ilie Ciurescu, domnul Ilie Ciurescu, care este într-o stare de sănătate nu prea grozavă. L-am prins într-un moment bun și ne-a acordat acest interviu. E foarte interesant și vă recomand să citiți acel studiu din final. Cum a fost reflectată vizita lui Ceaușescu în cele 6 țări vizitate. Eu am
urmări ce publica Scânteia și ce s-a întâmplat în realitate. Acum, sigur, sunt foarte multe fapte pe care nu le-a putut controla. Dacă au plecat de la aeroport cu camioane sau nu. Dar sunt niște fapte acolo discutabile, pentru că evident că chestiunile acestea nu se spuneau. De exemplu, pe un aeroport, în locul imnului oficial al României, s-a intonat imnul regal. Deci a fost o eroare de protocol. Sau alte lucruri. De asemenea, există în carte o fotografie a lui Nicolae Ceaușescu înconjurată de... nu mă clipă, te rog, Corea. Înconjurată de studenții peruani. Credeți-mă, o chestiune de genul ăsta nu prea mai... Nu o să mai vedeți... Uitați, nu o să vedeți în presa românească, pentru că noi eram în 73, cultul lui Ceaușescu era în plină formare și asta, poza asta se permitea, dar după aceea n-a mai apărut, adică Ceaușescu iese undeva în spate, aproape nu îl puteți identifica. Sau tot aici este un articol al lui Petru Popescu despre Nicolae Ceaușescu. Scris într-un limbaj totuși cu totul aparte, nu în limbajul de lemn care urma să se, să se instituie, să se constituie. Și ultimul detaliu pe care amuzant vreau să vi-l spun și mă opresc, lovitura de stat din Chile era previzibilă, deci era o chestie de zile ca ea să se producă. Și la un hotel, unde era și Ceaușescu, au venit foarte mulți ziariști americani. Asta e foarte interesant ce vă spun, ca să vedeți cine e vinovat de ce s-a întâmplat la un moment dat în țara noastră. Numai liderul sau și cei din jurul lui. Erau foarte mulți ziariști americani care doreau să fie aproape de evenimentul respectiv. Și Ceaușescu m-a întrebat, ce-i cu acești ianchei, sau nu știu cum le-a zis, de ce au venit atâția ziariști? Și cei din jurul lui au venit pentru dumneavoastră, tovarăși și secretar general. Și atunci unul i-a spus lui Petru Popescu, te rog să scrie un articol pentru New York Times, să-i arăt la tovarășul. Și Petru Popescu a zis, în primul rând, publică New York Times articolul meu, dar zice, nu trebuie să-l publice, tu îl semnezi cu nume pentru că știi foarte bine limba engleză și arătăm la tovarășul că a apărut un articol în New York Times despre el. Și Petru Popescu, de data asta, ora spre cinstea lui, a refuzat să facă așa ceva. Și încă un detaliu legat de documentare. Pentru noi, documentarea până în pânzele albe, cum se spune, este vitală. Am dat în prefața cărții câteva erori, pentru că citim foarte multe articole. De exemplu, o ziaristă foarte cunoscută spune că Gabriela Mistral a fost soția lui Pavel Neruda. Nici vorbă. Ei erau la Temuco profesor și elev. De aceea nu m-am mirat când a apărut în presă că noi am stat 6 luni în Chile. Doina zice, păi sigur, tu i-ai învățat. Nu noi am învățat. E o problemă mai complicată. Vreau să vă mulțumesc, să vă spun că avem și câteva neîmpliniri pe care noi să nu le știți. De exemplu, n-am reușit să facem un interviu cu Isabel Allende, fica președintă. I-am scris în spaniolă, cu zi, în engleză, niciun răspuns. N-am făcut un interviu cu Omar Lara, marele traducător, dar asta e. Cum spunea un prieten de-a nostru, nici o bucurie nu poate fi întreagă. Deci, ăla trebuie să fie ceva. Acestea fiind zise eu... Da, și n-am văzut pinguini și da. Vreau să vă mulțumesc, repet, suntem foarte bucuroși că ați venit în număr atât de mare, într-o zi de vacanță, pe căldură și așa mai departe și consider asta un gest de foarte mare prietenie pentru care vă mulțumesc foarte mult.